Ochii tăi ca murele mai, na-na-na-na-na-na-na, băi, îndu-mi pe gândurile mai, na-na-na-na-na-na-na. Ochii tăi ca murele mai, na-na-na-na-na-na-na, frumoasă de iarnă aici la Arena Platoș. Am fost invitat la zilele Arenei Platoș să ne petrecem la o competiție între sate, între comune, cu bune și cu mai bune. L-a făcut împletitul sarmalelor și aranjatul lor în blid și în oală. L-a dat-o la țintă, trasul de sanie și tăiat bușteanul cu săcurea. Oblaca, gura, râul și... Facem o tură de sarmale. Prima probă. Am luat-o de la început, trebuie să tăiem ceapa, să curățăm varza, să facem maglavaisul ăsta aici. Și pe timp, care e cel mai bun sarmalist? Nu aveți de grijă cum vine vorba la tăcure, nu curteați, îmi pun în brătare. Veule de ăsta! Sunteți gata? Stăm! Aveți de grijă la picioare? Să zice că niciodată nu să stai lângă unul care taie lemne. Dar de data asta suntem obligați pentru a vedea care cum taie. Fă mai mare șchioapa, zice colegul. Hai, Gureanu! Hai, nu, dacă le poți. Hai, Păblăcă! Suntem aici la a treia probă, trasul la țintă. Sper să nu mă nimerească toată lumea. O să cer să mă ferește de mine pot, să nu câștige nimeni. Ce nimic, dragă lume, că al bălat cu mântrunume. Și calul bălat, calul bălat. E foarte ok, îmi place foarte mult ideea, am fost și azvară. Sper să, să se mai țină și să, mai, să vină mai mulți tineri. Într-adevăr competitor și veniți cu drag aici la voi, în zona voastră, să vă țin în zona navă, obiceiurile și să trăziți. Hai, iau câțiva să-ți spune că obținete în poză.